Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în tutorialul de astăzi o să vedem cum putem interconecta două rutere prin wireless folosind modul VDC Bridge. VDC vine de la Wireless Distribution System și ne ajută practic să facem o punte de legătură prin wireless între cele două rutere. În imaginea pe care o aveți în față, este exemplificat cum se întâmplă acest lucru. Primul, după cum observați, avem două rutere TP-Link de același model, TP-Link TLVR841N. Este de preferat ca ruterele să fie de același model sau al doilea router care va fi folosit pe post de repeater să știe funcția VDC Bridge, să suporte această funcție. Primul router este routerul principal, este conectat la internet, după care al doilea router este repeater și este conectat prin wireless la routerul principal. Funcționarea este simplă. Acum urmează să vedem cum se face efectiv această legătură prin wireless. Toate operațiunile pe care le vom face se fac pe routerul care este folosit pe post de repeater. De routerul principal nu trebuie să ne atingem. Pentru început ne vom loga pe repeater. O să-i spun repeater la cel de-al doilea router pentru că practic, asta face, repetă semnalul transmis de primul router. Ne logăm pe repeater și, pentru început, schimbăm adresa de logare, adresa IP. După ce ne-am logat, mergem la rețea, în partea stângă, selectăm aici LAN și aici la adresa IP dăm o altă adresă diferită de cea a routerului principal. În cazul meu, routerul principal avea 192.168.0.1 și pentru repeater am pus .2. După ce am făcut asta, salvăm, va reporni aparatul, ne logăm cu noua adresă IP. În continuare mergem la DHCP, după care clic pe setări DHCP și vom dezactiva serverul de DHCP. Routerul principal va fi astfel cel care va aloca tabela de IP-uri pentru device-urile conectate la rețeaua noastră. După ce am dezactivat DHCP-ul, la fel va fi necesar să dăm un reboot la aparat. În continuare mergem la wireless, setări wireless. Aici va trebui să dăm un nume de rețea pentru wireless, adică un SSID. Este recomandat să dăm același SSID ca și cel al routerului principal. Regiunea, selectăm România, modul, lățimea de canal o lăsăm așa pe auto. Canalul, foarte important, trebuie să fie fix, să fie același pe routerul principal și pe repeater, pentru ca cele două rutere se poată comunica. Dacă vreți să vedeți ce canal este disponibil în zona voastră, vă puteți descărca o aplicație gen Wi-Fi Analyzer, disponibilă pe Android, pe Windows, scanați rețeaua wireless și veți vedea ce canal este disponibil. De preferat, puteți folosi canalele 1, 6 sau 11, depinde de situația din zona voastră. Încercați să alegeți un canal cât mai îndepărtat de cel al vecinilor voștri. După ce ați setat același canal și pe routerul principal și pe repeater, aici trebuie să aveți activat emisia wireless și emisia de SSID, însă această funcție nu o să o aveți bifată. Activare VDC Bridging, trebuie să o bifați voi. Practic, această funcție ne ajută să împerechiem cele două rutere. După ce am bifat-o,
Vom merge pe acest buton examinare și în momentul în care apăsați pe examinare o să vă apară un tabel în care vedeți rețelele wireless din zona voastră. Va trebui să identificați rețeaua SSID emisă de routerul vostru, apăsați pe conectare, vă conectați practic la acel SSID și după ce v-ați conectat aici la SSID o să vă apară numele rețelei voastre wireless și la BSSID o să vă apară MAC-ul routerului vostru principal. Aici la mod VDS lăsăm pe auto, tip cheie alegem VPA PSK, VPA 2 PSK, indexul lăsăm pe 1, tip autentificare open și foarte important aici la parolă introducem parola de wireless pe care o avem și pe routerul principal. Făcând asta, practic ne conectăm cu repeaterul la routerul nostru principal. Apăsăm aici pe salvare după ce am terminat. Acum pe repeater mergem la wireless, securitate wireless și o să setăm și pe acesta o parolă. Putem să punem aceeași parolă ca și pe routerul principal de wireless sau putem să punem o parolă diferită. Bineînțeles, acum dacă lăsăm și SSID-ul identic, vom lăsa și parola identică ca și pe routerul principal, iar astfel telefonul mobil sau un alt aparat conectat prin wireless va comuta automat în funcție de cât de aproape ne aflăm de repeater sau de routerul principal. După ce am setat și o parolă pentru wireless, aici la versiune alegem VPA 2 PSK, criptarea o lăsăm pe AES. După ce am făcut asta, mergem la stare, tot pe repeater, și aici la stare VDS ar trebui să vedem statusul conectat. În acest moment, practic, routerul nostru este transformat în repeater, poate fi conectat în priză și va putea comunica prin wireless, prin VDS bridge cu routerul nostru principal. El practic va emite wireless și va prelua semnalul transmis de routerul nostru principal și îl va repeta. Cam așa se face VDS bridge între două rutere. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!